Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat cine va fi noul ambasador în România. Este vorba de Adrian Zuckerman, un avocat american de origine română specializat în litigii imobiliare. Noul ambasador a emigrat din țara noastră când avea 10 ani și este un vorbitor fluent de limba română, a transmis administrația Trump printr-un comunicat de presă. Zuckerman a absolvit New York Law School în 1983 și Massachusetts Institute of Technology în 1979. Viitorul ambasador a fost activ în ceea ce privește inițiativele filantropice și educaționale și este membru în boardul Kids Corp și în bordul absolvenților Facultății de Drept din New York, Adrian Zuckerman urmează să fie audiat în Comisia de Relații Externe a Senatului Statelor Unite, iar apoi să primească votul în plenul Senatului.